Numele meu este Andra și sunt unul din membrii organizației Go Free, pe numele ei lung, Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile. Pe scurt, povestea noastră începe cam în anul 2009, moment în care un grup de tineri am decis că în Cluj este nevoie de o platformă care să fie doar a studenților și prin intermediul căruia aceștia să poată să se exprime liber, să își dezvolte spiritul critic. Acest lucru s-a concretizat în revista Go Free, care a fost și primul proiect al asociației. Revista apare din 2009 până în prezent, s-a dezvoltat având în principiu scopul de a promova educația non-formală. Cel mai recent proiect al asociației Go Free este un proiect internațional de care suntem foarte mândri că am reușit să-l ducem la capăt cu bine. Se numește Double Impact, Meeting Local and Global și a reunit tineri din 8 țări într-un sat în apropiere de Cluj, numit Săvădisla. Iar scopul proiectului a fost de a discuta despre ce înseamnă local, ce înseamnă impact local și cum putem noi, prin proiectele internaționale de tineret, să aducem un impuls, un impact în comunitățile locale unde acestea se desfășoară. Știm cu toții că există foarte multe proiecte internaționale în desfășurare, atât în România cât în toată Europa. Proiecte care, de cele mai multe ori, doar se desfășoară în acel loc, dar nu lasă nimic comunității locale. Astfel, noi am încercat să oferim, în cadrul unui training, acestor tineri metode prin care ei pot să crească impactul proiectelor de tineret la nivel local. Pe viitor ne propunem să contribuim prin activitatea noastră la consolidarea societății civile din România, iar pentru asta vom avea nevoie și de sprijinul vostru, al fiecăruia din membrii societății civile. Este foarte important ca pe viitor să sprijinim cu toții valorile și principiile democrației participative și să ne implicăm, atât cât ne permite timpul, în schimbarea României.